Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Emisiunea noastră de luni seara, în care dezbatem problemele comunităților, ale țării și ale întregii lumi, de data asta ale comunității Târgu Jiu, a municipiului Târgu Jiu, pentru că am alături de mine pe domnul Raul Chiriac, directorul de investiții din cadrul primăriei Târgu Jiu, și sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră doriți să știți ce se face cu banul public de la bugetul local al municipiului Târgu Jiu și care sunt investițiile în derulare, care sunt investițiile în proiect, care sunt planurile de viitor pentru dezvoltarea orașului, mai ales că foarte curând sărbătorim și zilele orașului, n-are legătură cu tema noastră, dar suntem iată în municipiul reședință de județ Târgu Jiu și condensarea populației este maxim comparativ cu restul județului. Avem câți cetățeni în Târgu Jiu, domnul director, dacă știți? 90 și... Aproape 100 de mii față de 400 de mii cât sunt în județ. Iată că o mare parte din populația județului Gorj se află în Târgu Jiu și beneficiază de investițiile pe care dumneavoastră le faceți și în afară de asta, bineînțeles că foarte mulți din județ vin la Târgu Jiu pentru rezolvarea diverselor probleme, mai vin, eu știu, pe la marile centre comerciale, așa că până la urmă toți gorjenii beneficiază de investițiile realizate la nivelul municipiului. Ați mai fost la noi, dar vrem să știm ce s-a mai întâmplat între timp și ce urmează în viitorul apropiat și îndepărtat, care sunt planurile. Sigur că da. Păi avem un program de investiții elaborat ținând cont de criteriile de prioritizare, astfel încât să poată fi finanțate, pe de o parte, obiectivele în curs de realizare care se vor finaliza în acest an, pe de o altă parte, sunt foarte multe proiecte ce se vor derula începând cu acest an, finanțate din alte surse, fonduri europene sau programe naționale, dar și proiecte și de investiții finanțate de la bugetul local, cele pentru finanțate din alte surse, bineînțeles că o constituie o prioritate cofinanțarea acestora și de asemenea finanțarea tuturor proiectelor realizate cu finanțare de la bugetul local. Sunt o serie de proiecte în diverse stadii de execuție, toate proiectele sunt în acord cu strategia de dezvoltare integrată a municipiului, în acord cu planul de mobilitate urbană la nivelul municipiului, astfel încât pe de o parte, pe lângă proiectele de infrastructură, ce vizează asigurarea utilităților pentru toți locuitorii municipiului, derulăm și o serie de proiecte ce vizează dezvoltarea socioeconomică a municipiului, proiecte majore, atât în ceea ce privește domeniul culturii, un domeniu prioritar în strategia de dezvoltare a municipiului, dar și alte domenii, cum ar fi protecția mediului, învățământ, de asemenea, acordăm o atenție deosebită unităților de învățământ, dezvoltării bazei materiale a acestora, precum și tuturor domeniilor de realizarea de locuințe sociale, realizarea de locuințe pentru tineri și practic toate domeniile ce pot fi finanțate de la bugetul local și prin fonduri publice. Deci utilitățile pentru toți locuitorii este primul obiectiv, adică prima cerință din partea cetățenilor. Bineînțeles, este unul dintre obiectivele prioritare, întrucât, normal, asigurarea utilităților. Și să spunem care sunt acestea, Sunt zone de dezvoltare ale municipiului, practic municipiul beneficiază de utilități, de toate utilitățile, însă sunt zone noi de dezvoltare și noi ne elaborăm acest program de investiții în funcție de dezvoltarea municipiului, astfel încât acolo unde se dezvoltă construcția de locuințe, sunt noi zone de dezvoltare ale municipiului, să introducem în programele de investiții realizarea utilităților pentru aceste zone. Bineînțeles că acestea se prioritizează în funcție de numărul de case, de densitate acestora, de
nivelul, ritmul de dezvoltare al zonelor de respective. Chiar v-aș ruga să detaliem zonele în care se lucrează sigur, la capitolul ăsta. Spre exemplu, dacă o zonă de dezvoltare a municipiului, este vorba de cele 40 de hectare de teren preluate de municipalitate de la Ministerul Apărării Naționale în zona Narciselor, în proximitatea noului cartier de locuințe pentru tineri care s-a realizat și, mă rog, continuă dezvoltarea acestuia. Așa cum a spus, municipalitatea a obținut o nouă suprafață de 40 de hectare pentru care a fost elaborat planul urbanistic zonal. Deja acest plan, documentația de urbanism, este în faza de avizare. Este o zonă de perspectivă de dezvoltare a municipiului, întrucât este prevăzută cu mai multe funcțiuni, astfel încât zona să fie armonizată din punct de vedere funcțional. Pe de o parte, pe cele 40 de hectare se va realiza o nouă zonă de construcție de locuințe atât pentru tineri cât și sociale, 1000 de unități locative, o zonă de agrement, cam 8 hectare va fi dedicată acestei zone de agrement, care va cuprinde alei, piste pentru bicicliști, iluminat, întreaga infrastructură, spații verzi, amenajări peisagistice, mobilier urban. De asemenea, tot acolo se va dezvolta o bază sportivă cu terenuri multifuncționale pentru basket, fotbal și alte discipline, tenis, alte edificii social-culturale și de învățământ, realizarea unei grădinițe pentru locuitorii din zona respectivă și bineînțeles că vis-a-vis de aceste aspecte am luat în calcul ca în programul de dezvoltare, programul operațional de infrastructură mare ce se va derula prin operatorul regional Aparegio și finanțat din fonduri europene, să se proiecteze și să se introducă utilitățile aferente acestei zone noi a municipiului. Și de asemenea sunt o serie de alte străzi, alte cartiere din municipiu, cartiere situate la periferie în general, acolo unde, așa cum am spus, se dezvoltă construcția de locuințe, care au fost prevăzute cu alimentare cu gaze naturale, canalizare menajeră. Ați spus la un moment dat că s-a achiziționat de la Ministerul Apărării, dar s-a cumpărat terenul ăsta, trebuie să spunem foarte clar. Nu, a fost transmis. Prin hotărâre de guvern. Prin hotărâre de guvern, cu titlu gratuit. Sigur că da. De la Ministerul Apărării către municipalitate, pentru că mai era necesar, nu? Din cauza că s-au restrâns unitățile militare. Sigur că da. Primăria a avut, prin hotărârea de guvern, anumite obligații de asigurare, de modernizarea unor alei ale unității militare. Schimbul, primind în schimb această suprafață de teren de 40 de hectare. Care ar însemna o grămadă de bani dacă ar fi fost să fie cumpărat. Bineînțeles. Și să ținem cont totuși că mai ales că este pe lângă Colana Infinitului pe acolo, adică o zonă de interes. O parte din cele 40 de hectare, spre exemplu, s-au luat în calcul și ca perspectivă pentru extinderea cimitirului, realizarea unei capele și extinderea cimitirului, fiindcă sunt două suprafețe de teren nealipite, aceasta de 5 hectare, una dintre ele vizează extinderea cimitirului, s-a calculat o perspectivă de 30 de ani pentru asigurarea locurilor și, bineînțeles, pentru construirea și unei capele, asigurarea locurilor de parcare și așa mai departe. Cu atât mai mult am spus, această suprafață de 40 de hectare se află în proximitatea noului cartier construit până în prezent, cartier de locuințe sociale și locuințe pentru tineri din zona Narciselor, astfel încât întreaga zonă va fi o zonă de dezvoltare. Vom lua în considerare și transportul în comun pe această zonă, datorită faptului că se va extinde și automat numărul populației va crește în zona respectivă. Și să nu uităm deja că funcționează o grădiniță cu program prelungit, am mai prevăzut încă o unitate de învățământ pentru zona aceea. Este o zonă care în următorii ani se va dezvolta. Și așa categoric, cum am spus, pentru că este fosta centura orașului, ori odată ce se construiește centura
la ora actuală, această stradă va deveni o stradă a municipiului, nu va mai fi centură, se va construi pe ea, bănuiesc că că nu este nici curent la ora actuală pe toată lungimea ei. În zona cartierului de locuințe, primăria a introdus electricitatea lungimea și toate utilitățile. Narciselor. Este vorba de strada Marin Preda, care face legătura între strada Narciselor și târgul, fostul târg de animale, târgul, actualul târg de gros. Da, strada Narciselor este din zona industrială Artego până la confecții, nu? Sigur asta că este da, da. Iar zona respectivă de care vorbim este o zonă adiacentă străzii Narciselor, da. Care cuprinde mai multe suprafețe de teren. Alte zone ale orașului, știu, Polata, bineînțeles, Ursații, că sunt cuprins în ceea ce privește aici ce planuri vorbim aveți? De proiectele de infrastructură. Pe de o parte, în această perioadă se definitivează lucrările la de reabilitarea canalizării menajere în unele cartiere ale municipiului. Este vorba de cartierul Griviței și cartierul aferent străzii Alexandru Ioan Cuza, cartierul de locuințe. Aceste lucrări se finalizează. De asemenea, este în curs de derulare obiectivul de privind extinderea canalizării menajere în zona de est a municipiului și aici este vorba de zona periurbană Drăgueni, de străzile din zona de est, strada Petrești, strada Sfântul Dumitru, strada Alea Sfântul Dumitru, strada Primăverii. Toate aceste străzi din est, inclusiv cartierul Drăgueni, fac parte din acest proiect. Lucrările se vor finaliza până la sfârșitul anului, astfel încât și în zona de est va fi funcțională canalizarea menajeră aferentă acestei zone. De asemenea, pentru zona de vest, localitățile componente din zona de vest, Bârsești, Polata, Slobozia, Ursați, Polata, Ursați. Pentru toate acestea a fost întocmit proiectul de către primărie. Proiectul a fost predat către Aparegio, către operatorul de apă și canal, întrucât în perioada următoare, în următorii ani, se va derula proiectul major, proiectul operațional de infrastructură mare, care cuprinde reabilitarea canalizării menajere, etapa a doua, de fapt, a reabilitării și extinderii sistemelor de apă și apă uzată. Aici sunt prevăzute obiective majore la nivelul municipiului, pe de-o parte reabilitări, dar și extinderii în zonele despre care am făcut vorbire, în zonele, în localitățile componente și în alte zone, inclusiv înlocuirea rețelelor de aducțiune a apei potabile, de la sursele de apă până la stația din dealul târgului, reabilitarea conductelor de aducțiune de la stația de tratare până la rețelele de distribuție a orașului, deci lucrări majore. Sunt lucrări majore. Tocmai de aceea... Care bănuiesc că nu s-au făcut de foarte mult timp, că n-am auzit de investiții. Sigur că la s-au făcut o parte din timp. Aceste lucrări s-au făcut în prima etapă a acestui program finanțat din fonduri europene, în cadrul programului operațional sectorial de mediu. Acum urmează cea de-a doua etapă a acestui program, intitulat Programul Operațional de Infrastructură Mare, și în care se vor regăsi toate aceste mari investiții în ceea ce privește sistemele de apă și apă uzată din municipiu. Da. Tocmai de aceea, la nivelul municipiului, programul de investiții a fost elaborat ținând cont de toate aceste direcții de finanțări, de corelarea tuturor acestor proiecte. Primăria a preluat o serie de proiecte care necesitau lucrări urgente, și anume reabilitarea în unele cartiere, reabilitarea canalizării, fiindcă pe lângă cele menționate în cartierul Griviței și Cuza, ce se vor definitiva în acest an, în această vară, de fapt, primăria a preluat și alte proiecte de reabilitare a canalizării menajere și aici este vorba de zona Teilor, zona Străzii Olari, Săvinești, Agriculturii, zona Străzii Republicii, Alea Smârdan, Teodor Aman, zona Hotel Gorj și Comuna din Paris, obiective care s-au automat s-au dovedit a fi absolut necesare și necesitând urgență, neputând întârzia execuția acestora, întrucât proiectul derulat prin Aparegio va fi derulat pe câțiva ani, tocmai din aceste motive, primăria, pentru a urgenta lucrările în aceste zone, unde s-au evidențiat disfuncționalități
ale sistemului de canalizare. Tocmai de aceea au fost preluate de către municipalitate și vor fi finanțate de la bugetul de stat anul acesta și anul viitor. Da, de altfel, problemele Târgu Jiului majore în ultimii ani, sau să zic în anii trecuți, ca să facem o analiză, să zic așa, de când sunt eu ziarist, adică peste 20 de ani, au fost când plouase, umpleau străzile, odată, marginile orașului n-aveau apă, de exemplu, Polata, chiar și aici în zona Calea Bucureștii nu era apă tot timpul zilei, nu era presiune, zona de nord a orașului, clar, etajele superioare nu aveau apă, canalizare nici atât și abia acum iată că în zonele astea sunt, apare canalizarea și apa, canalizarea și parcările care încă sunt o problemă, dar încet, încet parcă începe să se simtă o schimbare. Bineînțeles că acestea sunt lucruri de infrastructură care se vor face permanent. Acestea țin și de dinamica dezvoltării unei localități, ele în funcție de dezvoltarea localității, automat intervin și aceste programe de, în ceea ce privește infrastructura. De reveni la localitățile componente, totuși să menționăm faptul că anul trecut, la sfârșitul anului trecut, au fost puse în funcțiune sistemele de canalizare în Iezureni, în Romanești este definitivat, în Drăgoeni va fi în acest an, deci a mai rămas zona de vest, așa cum a spus Slobozia, Ursaț, Bursești, Polata și zona Preajba și pentru acoperii întreg orașul. Apă în zona de nord, mai există probleme la etajele superioare? Nu s-au mai evidențiat probleme câte știm. Deci, acum prin programele Aparegio de reabilitarea hidrofoarelor în cadrul programului derulat anterior, problemele au fost rezolvate în mare parte. Bineînțeles, așa cum am spus, o să urmeze lucrările prevăzute în etapa a doua programelor finanțate prin fonduri europene. Cam cât la sută din bugetul pentru investiții în municipiul Târgu Jiu reprezintă fonduri atrase și cât la sută venituri din bugetul propriu? Vreau să vă dau doar un exemplu în ceea ce privește fondurile la bugetul local asigurate în acest an. Sunt de 260 de milioane de miliarde de lei, 26 de milioane, prin care asigurăm aceste priorități. În primul rând, definitivarea totalul obiectivelor sumelor pentru investiții pe anul ăsta de la bugetul local. Iar numai contribuția bugetului local. Acum trebuie să luăm în calcul că datorită proiectelor executate, elaborate de către municipalitate, cea mai mare parte a sumelor vor veni din fonduri europene, fonduri din programele naționale. Și aici vă dau exemplu, numai din fonduri europene pe axa 4, unde suma dedicată municipiului Târgu Jiu, deci este deja o sumă alocată pentru municipiul Târgu Jiu pe axa 4 de aproximativ 26 de milioane de euro, constituită pe de o parte din proiectul prioritar și anume reabilitarea sistemului de transport public în comun prin troleibus, proiect care prevede reabilitarea întregului sistem de transport în comun, de la înlocuirea rețelei de contact a stațiilor de redresare, reabilitarea depoului, atât clădirile cât și întreaga bază, clădirile, atelierele, precum și achiziția de noi troleibuze, un număr de 15 troleibuze. Proiectul chiar avem o întrebare, beneficiază de o alocare de peste... Da, autobuze mai aduceți? Da, în cadrul acestui proiect este prevăzută și achiziția a 15 troleibuze. În ceea ce privește autobuzele, am discutat cu conducerea Transloc pentru a face un program ce vizează și achiziționarea unor autobuze. Acum, tot prin programele finanțate din fonduri europene, se finanțează autobuze electrice. Studiem această problemă împreună cu colegii de la Transloc pentru a vedea și alternative la acest transport. Însă, în ceea ce privește reabilitarea transportului prin troleibuz și achiziția 15
troleibuze este un proiect deja elaborat, noi în perioada următoare acesta o să fie depus, are o sumă deja alocată de peste 20 de milioane de euro, astfel încât, așa cum am spus, deci mai pe axa 4, Târgu Jiul beneficiază de 26 de milioane de euro. Pe lângă proiectul de reabilitare a sistemului de transport în comun, pe axa 4 mai este finanțat cu o sumă de aproximativ 2,3 milioane de euro realizarea unei zone de agrement și această zonă de agrement se situează chiar în acea suprafață de 40 de hectare din zona Narciselor, acolo unde se vor face și locuințe sociale, blocuri, cartiere de locuințe colective. Pe o suprafață de 8 hectare este prevăzută această zonă de agrement dedicată petrecerii timpului în aer liber pentru locuitorii municipiului, fiindcă va fi prevăzută cu alei, parc de joacă pentru copii, piste pentru bicicliști, scenă pentru spectacole, instalații de iluminat, instalații de irigații automatizate, toate dotările urbane de care este nevoie pentru a crea o zonă de agrement, o zonă de petrecere a timpului liber și o zonă în care se vor putea organiza evenimente cu în aer liber, cu participare largă a populației, gen zilele orașului sau alte festivaluri. Da, aș reveni la întrebare, știu că nu e foarte ușor sau poate nimeni nu s-a gândit să calculeze exact și sigur diferă de la un an la altul, dar haideți să aproximăm cam cât la sută se alocă din sumele alocate pentru investiții, cam cât la sută din aceste sume reprezintă din participarea bugetului local și cam cât la sută sume atrase. Putem vorbi de un 80% sume atrase sau mai puțin? Depinde, aproximativ. Depinde de ani și de perioade. Acum este perioada în care vor derula aceste proiecte prin fonduri europene. Avem și Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru care avem contracte desemnate în valoare de 30 de milioane de lei. Deci înseamnă că anul ăsta, dacă totul va merge conform programelor și proiectelor, s-ar putea să ajungem la un 5%, să zicem, ca nivel de execuție. Locală. O să vedem la sfârșitul anului ca nivel de execuție. Însă, așa cum am spus, bineînțeles, de la bugetul local este clar obligația și tocmai de aceea a fost prioritizată lista de investiții, astfel încât să fie asigurate sumele necesare cofinanțării acestor proiecte. Costurile finanțate. Ineligibile. Dar, bineînțeles, avem și o serie de proiecte și proiecte destul de și interesante și utile și strict necesare, da? Finanțate 100% de la bugetul local. Avem pe parte de învățământ, pe parte de infrastructură, acele canalizări la care am făcut vorbire, sunt finanțate la bugetul local. Pe parte de învățământ, de asemenea, sunt o serie de obiective finanțate de la bugetul local, pe lângă obiectivele finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, obiective care vizează dezvoltarea infrastructurii până la urmă educaționale la nivelul municipiului și mărirea capacităților unităților de învățământ în funcție de solicitări și de dinamica constatată. Până la urmă este bine și dacă e mare procentul de investiții din partea primăriei, e bine și dacă e mare cel de sume atrase. Dacă sumele atrase sunt un procentaj mare, înseamnă că s-a lucrat mult pe proiecte. Dacă sunt mulți bani alocați și din partea bugetului local, înseamnă că nu folosiți banii publici doar pentru salarii și pentru costurile de consum obligatorii, ci puneți deoparte sigur și pentru investiții, sunt pentru prevăzuți că e de la bugetul local să ne dezvoltăm. Exact. Și să se întoarcă banii. Prioritatea este de a dezvolta municipiul, bineînțeles, și de a dezvolta prin aceste investiții utile, fiindcă tocmai de aceea au fost făcute demersuri și s-a pornit cu fonduri la bugetul local pentru primele etape ale dezvoltării unor proiecte și sunt proiecte de anvergură la nivelul municipiului, cum ar fi proiecte ce vizează domeniul culturii, un domeniu prioritar în strategia de dezvoltare a municipiului. Aici este vorba de proiectul de modernizare și reabilitare a ansamblului monumental Calea Eroilor, proiect ce va începe în acest an. Când va începe, apropo? Deja suntem în faza, contractul de finanțare este semnat cu Ministerul Dezvoltării, suntem în faza în care pregătim documentația pentru licitație. Aici am avut o înțelegere și practic toți factorii au înțeles, au achesat la acest demers, au înțeles importanța acestui obiectiv la nivelul municipiului, atât
unitățile deținătoare de rețele, cum ar fi Distribuție Energie Oltenia sau Distrigaz, au preluat, au partea de utilități ce le revin de înlocuirea utilităților pe zonele respective, astfel încât să contribuie cu toții la dezvoltarea acestui proiect. De asemenea, sunt proiecte de dezvoltare a unor parcări, de fluidizarea traficului rutier în municipiu, de modernizarea străzilor, și aici aș face referire la în ceea ce privește parcările. În acest an, odată cu stadionul municipal, bineînțeles că va intra în funcțiune acea parcare de 150 de locuri subterane și o parcare supraterană la nivel de la similar de 150 de locuri. Locuri de parcare care, bineînțeles, vor ușura traficul și în zona centrală, zona instituțională, zona instituțiilor publice ale municipiului. Și a parcului central care găzduiește opele lui Brâncuș, pentru că vreau să vă spun, uite, chiar o salut pe Loredana, colega mea de la Sunet. Aveam întâlnire într-o zi cu ea să discutăm probleme de serviciu și am zis să facem asta într-un mod plăcut în timpul zilei la pauza de masă în parcul central și am încercat timp de o jumătate de oră să parchez în jurul parcului central de la Jiu, unde sunt opele lui Brâncuș și poarta Sărutului și Masa Tăcerii, timp de o jumătate de oră de dincolo de podul Jiului. Deci a trebuit să mă întorc, am căutat acolo parcare, n-am găsit, m-am întors, am căutat la prefectură, n-am găsit, am căutat pe la Hotel Goj, n-am găsit, am căutat în parc nici atâta, sub nicio formă, am găsit pe undeva prin spatele Casei de Cultură, de la primărie, prin spatele primăriei, în capătul străzii, acolo la ieșirea spre... Da. Gândiți-vă, o jumătate de oră mi-a trebuit ca să găsesc un loc de parcare foarte departe, am mers pe jos o grămadă. Deci aceste parcări sunt extraordinare de... și era ora prânzului. E adevărat că e cam aglomerată. Sigur, ora pentru că ies copiii de la școală. Tocmai aceea am elaborat aceste proiecte în zona de asigurare a parcărilor și în special a unor parcări multietajate sau parcări subterane în zona centrală a municipiului. Cea de la stadion va deveni realitate în scurt timp. Avem de asemenea o parcare multietajată proiectată la piața centrală, care asigură un număr de 320 de locuri, este depusă și este eligibilă pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Sperăm ca pe lângă proiectele deja finanțate prin acest program, următoarea prioritate este această parcare, acest obiectiv. Sperăm să primim finanțarea și pentru realizarea acesteia. De asemenea, sunt cele două parcări prevăzute în proiectul de modernizare și reabilitare a zonei protejate a ansamblului monumental Calea Eroilor, pe care l-am mai prezentat și, așa după cum am menționat, pe lângă amenajarea peisagistică, arhitecturală a Căii Eroilor, astfel încât aceasta să devină o axă simbolică a orașului, a municipiului. Pe lângă realizarea acesteia, se realizează și alte lucrări de infrastructură mare, respectiv acea parcare subterană din zona statuii Magheru cu 280 de locuri, altă parcare subterană în zona hotelului Gorj, în spatele hotelului Gorj cu 125 de locuri și am introdus în acest an, în programul de investiții, un alt proiect de realizare a unei parcări și vom demara proiectul în perioada următoare în parcare sub în zona parcului Miloșescu de pe strada Traian. Este vorba de parcul situat la Spitalul Județean și Tribunal. Sub parc acolo va fi sigur că o da, parcare? La subteran proiectăm această parcare. Domnul primar a invitat și arhitecții din municipiu pentru a solicita părerea acestora vis-a-vis de fezabilitatea unui astfel de proiect și într-adevăr este un proiect fezabil, oportun, pe de o parte ținând cont că în zona respectivă sunt condensate numeroase instituții publice din municipiu, spital, tribunal, universitate, muzeu, da. Instituții de învățământ preșcolar, preuniversitar. Da, da, da. Practic, cea mai mare parte a instituțiilor din municipiu sunt condensate în zona aceea. Pe de altă parte, prin realizarea acesteia s-ar putea debloca și reda traficului pe ambele sensuri pe strada Geneva,
asigurând locuri de parcare într-o parcare amenajată subteran, se poate reda traficul pe două benzi pe strada Geneva. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, vreau să zic, trebuie să recunoaștem că parcul respectiv este depășit în prezent din punct de vedere urbanistic, funcțional, peisagistic, fiindcă proiectul prevede realizarea acelei parcări subterane și la nivel se va reface parcul într-o nouă peisagistică. Sigur că da, se va crea o zonă care să atragă populația, să fie un punct de atracție în municipiu, da, privind petrecerea timpului, da, și cu locuri de joacă pentru copii, alei, să fie amenajat într-o nouă peisagistică, o nouă arhitectură și, bineînțeles, o mai bună funcționalitate a acestuia. Într-adevăr, e o problemă mare, mare acum, circulația și parcarea în momentul ăsta în Târgu Jiu și multe motive pentru șoferii să înjure șoferește și nu știu pe cine înjură. De aceea sunt aceste proiecte, așa cum am spus, etapizat, sperăm că le vom... Trebuie, pentru că ele până sunt la urmă toate fac parte să faci dintr-o o strategie. Jumătate de oră de la intrarea în Târgu Jiu până în centru e... La anumite ore, că nu tot anumite timpul. Anumite ore sunt. Ora prânzului, da. Dimineața și la ora 4. La prânz ies copiii mici de la școală, se duc părinții să ia. Dimineața vine lumea sau pleacă lumea spre locul de muncă, din afara orașului poate, sau pleacă spre alte localități unde merg să lucreze. Este o problemă, până la urmă, la și nivel național, la 4, dar și numărului mare de mașini care au intrat. Să știți, uite, de exemplu, vreau să vă dau exemplu Timișoara. Cât e de mare Timișoara, este atât de ușor de circulat în ea, extraordinar de ușor. Da, sigur. Bine, depinde la, s-au acolo, reușit. La ce oră... S-au reușit. Da, nu, s-au reușit multe, multe modificări, dar și la noi. Să știți că sunt o serie de măsuri pe care le-am luat pe lângă aceste măsuri de, cum să zic, de primă urgență și pe care le vom rezolva în etapa viitoare, în acest an. Da, pentru că auzeam, sunt de exemplu... acele sensuri giratorii, exact, care totuși au frizizat. Exact, asta vreau să spun. Spunea cineva la un moment, ce, domnule, s-a umplut orașul de sensuri giratorii? Păi sunt extraordinar. Sunt utile, fluidizează, bineînțeles. Cu semafoarele. Un obiectiv pe care l-ați observat probabil în aceste zile la stadionul municipal. Sigur că fantastic. Da, este acel sens giratoriu. Acolo nu știe niciodată când ai prioritate și pe unde să o iei, că sigur sunt că erau străduțele alea ciudate. Cu atât mai mult este util și necesar, categoric, ținând cont de faptul că în perioada următoare se va relua, odată cu finalizarea lucrărilor la stadion, se vor relua, da. Va fi nevoie de fluidizarea acceselor în incinta stadionului, precum și în parcajul subteran prevăzut la stadion și cu atât mai mult își dovedește utilitatea acest sens giratoriu. Pe lângă acesta mai avem prevăzut un alt sens giratoriu în acest an, probabil în perioada vacanței de vară a elevilor, este vorba de sens giratoriu la intersecția străzilor 9 Mai și Titulescu, unde de asemenea este o... Da. Se derulează un... Sunt perioade în care traficul se derulează mai... 9 Mai cu Titulescu mai greu. La Peco acolo, nu? Exact, da. Da, în față la Lido. Avem deja proiectul elaborat. Și acolo iar stau, mai ales că e strada principală în... la 90 de grade, iar cei care nu știu și vin dinspre calea ferată, cred că au drum liber și se pot întâmpla, sigur, accidente, da. Acolo. Deja avem proiectat sensul giratoriu, îl vom derula probabil începând undeva sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, fiindcă proiectul presupune realizarea investiției, presupune și relocarea a doi stâlpi de troleu, care vor fi reamplasați și va fi o perioadă scurtă în care va fi afectat sistemul de transport în comun prin troleibuz. Bineînțeles, vor fi utilizate autobuze, dar ne-am propus să realizăm aceste lucrări în perioada vacanței de vară pentru a nu perturba, atunci când transportul în comun este puțin mai lejer, sigur. Într-adevăr, se mai pleacă în vacanță, copiii sunt, poate plecați, nu, da. Vin la școală și e o perioadă mai ușoară din punct de vedere al traficului, într-adevăr. Într-adevăr, e un lucru bun că se întâmplă și asta în Târgu Jiu. Și alte proiecte multianuale? Sunt o serie, aș face referire și la câteva finanțate, pe lângă cele finanțate prin programele europene, aș face referire la proiecte finanțate la bugetul local și, așa cum am spus, spre exemplu, la învățământ, dacă am discutat de programul de infrastructură sportivă la complexul municipal, în programul de investiții avem prevăzut
un proiect privind amenajarea unor baze sportive la 6 unități de învățământ. Este vorba de un program ce vizează modernizarea acestor baze la fiecare dintre cele 6 unități de învățământ și aici este vorba de Școala Generală numărul 7, Școala Generală Ecaterina Teodoroiu, Școala Generală Pompiliu Marcea, Liceul Teologic, Liceul Sportiv, la toate aceste unități și Liceul de Arte. La toate aceste unități se vor realiza câte 3 terenuri de sport, unul pentru fotbal, unul pentru basket și un teren multifuncțional, terenuri cu toate dotările sportive aferente, cu instalații de nocturnă împrejmuite și cu toate dotările sportive necesare. Astfel încât acestea să poată asigura, pe lângă practicarea orelor de educație fizică a elevilor, ele au fost gândite și amplasate la acele unități care dispun de suprafețe potrivite, sunt amplasate practic pe tot cuprinsul orașului, atât în zona de nord, cât și în zona aglomerată a cartierelor din zona de sud a municipiului și sunt gândite și proiectate astfel încât, pe baza unui program stabilit cu conducele de învățământ, de aceste terenuri să poată beneficia și locuitorii din cartierele respective. Contracost? Aceasta se va stabili împreună cu conducerea unităților de învățământ, fiindcă, bineînțeles, că trebuie făcute totuși pe baza unui program, nu se poate fi un acces necontrolat al acestora, dar se poate fi posibilitatea pentru locuitorii din cartierele respective să aibă o posibilitate privind practicarea acestor sporturi. Da, chiar mai sunt localități în județ care au săl de sport și care permit accesul, da, bineînțeles, cetățenilor și contra cost la niște prețuri care să acopere cheltuielile. Și în municipiul nostru sunt sălile de sport realizate prin programele derulate prin Compania Națională de Investiții. Chiar acum a fost finalizată și recepționată o sală de sport cu 180 de locuri pentru spectatori la Colegiul Comercial Virgil Magiaru. Sunt și alte săli de sport la Liceul Tudor, la Școala Generală Voievod Litovoi, la Liceul Sportiv, săli de sport care au capacitatea necesară, suprafața necesară pentru disputarea și pentru că vorbim de și care săli sunt puse, au fost puse și la dispoziția publicului general, mă rog, fiecare unitate de învățământ, conducerea, făcând un program în acest sens. Vorbind de săli de sport, de activități sportive, m-am gândit acum să vă întreb, ce facem cu activitățile culturale care necesită săli de spectacol? Bineînțeles că aici avem o mare problemă. Din păcate, cu atâtea săli de spectacol care există, două, da, care există în Târgu Jiu, totuși nu avem niciuna autorizată și modernizată corespunzător. La nivelul municipiului, mai ales ținând cont că, așa cum am mai menționat anterior, cultura a fost stabilit ca un domeniu prioritar la nivelul și municipiului și aici, vorbind pe de-o parte de acel proiect de modernizare a căii eroilor, dar de la acest proiect, într-adevăr, este vorba de asigurarea unor, de realizarea unor obiective, de a avea în municipiu anumite obiective social-culturale care să poată găzdui diverse evenimente, așa cum este Teatrul Dramatic Elvira Godanu. Da, dar tocmai care de aceea avem elaborate proiecte, probabil că în viitorul apropiat vom realiza și aceste investiții, întrucât numai la Liceul de Muzică avem un complex artistic, este de fapt un mini-teatru cu 170 de locuri, cu loje, o sală de spectacole, care chiar dacă este un obiectiv școlar, poate prelua, poate găzdui anumite evenimente. Avem de asemenea un proiectat pe locația fostului Liceu Auto, în proximitatea, în zona semicentrală, cu accese facile atât auto cât și pietonale, pe o suprafață de un hectar, realizarea unui centru cultural pentru tineret, este vorba de practic un fel de casă de cultură a tineretului, o clădire cu o suprafață desfășurată de 5.000 de metri pătrați, cu toate spațiile necesare pentru diverse activități, pentru întreaga paletă de activități culturale, de la sală de cinema, sală de spectacole, săli de expoziție. Și în ultimul rând, aș vrea să vă spun și acesta este cel mai important aspect, faptul că primăria, municipiul, intenționează să achiziționeze Casa de Cultură
Că despre asta municipiului, da. Vorbim. Și bineînțeles că prin achiziția acestui obiectiv, practic revenirea acestui obiectiv în patrimoniul municipiului vă va permite modernizarea, revenirea acestuia, reluarea activității ca pol cultural la nivelul municipiului va aduce beneficii, bineînțeles, din acest punct de vedere, din punct de vedere cultural, educativ, la nivelul municipiului. După cum știm, Casa de Cultură, așa cum a fost proiectată, dispune de toate facilitățile și toate sistemele de a asigura întreaga paletă de spectacole, de la teatru liric, la muzică simfonică, muzică de cameră, spectacole, teatru, orice fel de... Mecanica de scenă care a fost proiectată inițial și toate dotările permit acustica sălii, bineînțeles. Și există și posibilitatea să modificați de așa natură, să știu eu, să în urma investițiilor pe care urmează să le faceți, să îndepliniți și condițiile actuale ale legii privind siguranța cetățeanului, adică da, ceea ce cere ISO, orice acele obiectiv, autorizații acum, foarte normal, complexe. Ținând cont de posibilitatea de preluare a Casei de Cultură, bineînțeles că noi deja am identificat programele ce pot finanța astfel de lucrări și există programe. Vom derula, vom iniția deja proiectele de reabilitare, ce vizează reabilitarea sălii, se va întocmi proiectul care, bineînțeles, că are în vedere și aceste aspecte. Respectarea legislației în ceea ce privește, da, ISU. Exact. Se va face documentație pentru scenariul de incendiu care va stabili măsurile privind materialele necesare, ce, care sigur, sunt specifice. Sigur, toate acestea sunt proiecte făcute de specialiști, de persoane atestate în domeniul. Da, construcția în sine de... permite îndeplinirea acestor condiții, sigur că legale, da, nu? Bineînțeles, bineînțeles. Este nevoie, ținând cont de faptul că nu a funcționat mulți ani, este nevoie de reabilitări ale acestuia. După cum știm, principala problemă în momentul de față ar fi hidroizolația terasei, care prezintă probleme, infiltrații ale apei. Sala de spectacole va trebui pusă la punct pentru ca în termen cât mai scurt să poată fi reluate spectacolele și așa mai departe. Și mai avem Casa de Cultură, Casa Tineretului, cea veche din zona 9 Mai, în care, după câte știu, trebuia să se mute teatru, Școala Populară de Artă, da, Doina Gorjului, este... va fi a Consiliului, da, Județean? Da, sigur, da? Că da, Consiliul Județean este... Deci Consiliul Județean preia Casa Tineretului, dumneavoastră primăria, da, preluați Casa de Cultură a municipiului. Sigur, mă rog, că da. Este unul Casa dintre... de Cultură a Sindicatelor, cum da, era ea denumită. Este unul dintre obiectivele importante ale municipiului. Și realizabile? Ținând cont de însemnătate, de poziția acestui și realizabile? Obiectiv. Și realizabile, bineînțeles. Pentru că să nu uităm că este, adică, în lichidare judiciar, e o situație sigur, să sperăm că este un obiectiv care în mod normal a fost gândit, proiectat pentru a satisface un anumit domeniu, domeniul culturii, educației, al zonelor de relaxare, recreere, atât pentru tineri cât și pentru toți cetățenii, și trebuie să-și reia. Când eram eu la funcțiunile liceu, pentru care a fost realizate, acolo. Sigur că da. Ca și considerăm la de că este un obiectiv care trebuie să-și reia funcțiunile pentru care a fost conceput. Într-adevăr. Alte proiecte multianuale? Aș face referire, fiindcă tot a venit vorba de programe, de Programul Național de Dezvoltare Locală, și aici, așa cum am spus, avem o serie de obiective pentru care am depus solicitare. Am încheiat deja contractele de finanțare pentru obiectivele care au fost incluse în prima fază a acestui program și aici este vorba de modernizarea, reabilitarea și extinderea unor unități de învățământ și a spune printre cele mai importante proiecte reabilitarea Colegiului Național Tudor Vladimirescu și reabilitarea Colegiului Național Spiru Haret. Sunt niște obiective majore în ceea ce privește învățământul, dar trebuie să ținem cont și de faptul că cele două clădiri sunt două clădiri reprezentative de referință la nivelul municipiului, clădiri monument istoric. Prin reabilitarea acestora, care
cuprinde ca elemente principale locuirea acoperișului, anvelitorii, reabilitarea fațadelor, a tâmplăriei interioare, exterioare, instalațiile interioare, pardoseli, practic reabilitarea întregii clădiri la ambele unități. De aceea spun că prin atingerea scopului în ceea ce privește reabilitarea unor clădiri de învățământ, se îmbunătățește aspectul unor clădiri monument, unor clădiri de prestigiu ale municipiului. De asemenea, în ceea ce privește învățământul gimnazial, avem două unități de învățământ la care au fost constatate, tocmai de aceea au fost incluse în acest program, o creștere în ultimii ani a numărului de solicitări de înscriere a copiilor la cele două unități. Este vorba de extinderea școlii generale Alexandru Ștefulescu și de etajarea școlii generale Sfântul Nicolae. Școala Ștefulescu se va extinde cu 5 săli de clasă și școala generală Sfântul Nicolae se va etaja obținându-se încă 6 noi săli de clasă, bineînțeles, plus toate spațiile conexe, aferente, grupuri sanitare, spații de depozitare și... Mai avem doar două minute și o întrebare de la un telespectator, dacă vom avea pe calea București troleu? Deocamdată... Dacă și când? Nu, în cazul în care? Pe calea București este transportul cu autobuzul, care se va extinde probabil și în viitor se va face traseu și pe zona Narciselor, acolo unde am discutat, unde este zona de dezvoltare a municipiului. Dar transportul public în comun prin troleu, așa cum am spus, este acel proiect care reabilitează întregul sistem de transport și este prevăzut o extindere în zona de sud spre zona comercială? Da, din zona comercială. Deci vom avea, bineînțeles, că în viitor studiem, așa cum am spus, împreună cu reprezentanții Transloc, posibilități de obținere a finanțării pentru acele proiecte ce finanțează mașini electrice și el vom dezvolta în acest sens, se vor dezvolta în viitor aceste sistemul de transport în comun din municipiu. Suntem la final de emisiune, ar mai fi foarte multe de spus despre investițiile din Târgu Jiu, dar cu siguranță veți reveni la ENSA TV pentru a mai spune ce se întâmplă și ce urmează. Eu vă urez spor la treabă, succes și să ne revedem cu bine la o nouă emisiune. Să ne revedem cu bine. Dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, invitatul meu din această seară, domnul Raul Chiriac, directorul de investiții din cadrul primăriei Târgu Jiu, a fost invitatul meu. Dacă aveți întrebări, data viitoare vă invit cu mare drag să fiți mai activi, pentru că cu siguranță doriți să știți ce se întâmplă în municipiul Târgu Jiu și aș vrea să vă întreb acum, la final de emisiune, cine ne poate povesti despre acea, nu știu dacă intră în planul de investiții. Am auzit că se va achiziționa o mașină, un fel de trailer pe care se vor ridica mașinile care parchează ilegal? Știți despre S-au purtat discuții, asta? Nu știu exact stadiul nu, de mersurilor nu face parte și, din domeniul de investiții. Dar știu că s-au purtat discuții la nivelul primăriei privind posibilitatea, precum și administrarea unui astfel de serviciu. Foarte important, pentru că sunt multe certuri pe parcări printre blocuri. Da. Dar va constitui sigur subiectul unei noi emisiuni la ENSA TV. Mulțumesc pentru prezența pentru în emisiune și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!